O bătrână în vârstă de 72 de ani din comuna Preutești a fost transferată cu un elicopter SMURD la Iași după ce a suferit arsuri pe 90% din suprafața corpului. Hainele femeii s-au aprins în timp ce încerca să aprindă focul în sobă cu benzină. Femeia a suferit arsuri de gradele 2, 3 și 4 și a fost dusă cu ambulanță la Spitalul Fălticeni. Pacienta a fost apoi trimisă la Spitalul Județean de Urgențe Suceava, iar medicii de aici ar fi vrut să o transfere la Spitalul de Arș de la București. Din cauza condițiilor meteorologice, femeia a fost în cele din urmă transferată la Iași. Am primit o pacientă în vârstă de 70 de ani cu arsuri gradul 2, 3 și 4, aproximativ 90% din suprafața corporală, trimisă de la Spitalul Fălticeni. La Spitalul Județean Suceava, în unitatea de primire a urgenților, s-a efectuat manevre de protezare a căilor respiratorii. Pacienta a fost ventilată mecanic, s-a efectuat toaleta arsurilor și în urma consultării Centrului Operativ de la Ministerul Sănătății, s-a luat decizia ca pacienta să fie trimisă mai departe către centrul de Arș regional, adică la Iași, întrucât, deși elicopterul era disponibil, zborul către București nu a fost posibil din cauza condițiilor atmosferice. Este cât se poate de rezervat, dat fiind și vârsta pacientei și suprafața foarte mare arsă, dar și gradul de arsură ridicat.